Hello, happy friends, și bine ați revenit la Cultur! Astăzi stăm de vorbă cu Ioana Blaj, care ne povestește foarte multe lucruri despre viața de liceu, dar și viața de la facultate, pentru că ea s-a axat pe aceste două subiecte pe care, într-adevăr, nu prea le-am abordat. Dar am mai discutat ceva foarte interesant, și anume problemele din sistemul de învățământ actual și despre cum e școala în momentul de față. Haideți să vedem interviul cu Ioana Blaj. Bună, Ioana, te pup! Ce mă bucur să te văd și pe Skype! Bună, nu ne-am văzut de două zile? Da, mă bucur tare mult, așa ca o paranteză, înainte să începem interviul și să intrăm în subiect, mă bucur tare mult că ai tras de mine și că m-am apucat și eu de sport și că ne motivăm una pe cealaltă. Băi, și mie mi se pare foarte tare că suntem partenere, mi se pare foarte mișto că ești foarte motivată, la fel ca mine. Aveam emoții că nu o să te ții și că nu o să faci treabă, dar good job, girl. Mie întotdeauna îmi place împreună cu cineva să mă stimuleze, să mă motiveze, să mă facă să-mi doresc, să vreau mai mult de la mine. Să începem cu prima ta zi de școală și să-mi spui cum a fost pentru tine, dacă mai ții minte cum a fost, dacă mai ții minte cum erai îmbrăcată, dacă ai avut emoții, dacă te-au pregătit părinții într-un fel pentru un astfel de eveniment. Cum a fost pentru tine prima zi de școală? Nu mai amintesc foarte clar despre prima mea zi de școală. Asta încercam să-mi dau seama dacă mai știu ceva, dar singura chestie pe care mi-o amintesc e când am intrat în clasă și aveam abecedarul cu o garofiță pe el și am intrat în bănci. Mi-aduc aminte învățătoarea. Mi-aduc aminte perfect. Clar aveam emoții, că na, aveam emoții. Toți cred că aveam emoții. Da. Nu știu cu ce eram îmbrăcată, dar a fost o experiență. Dar, nu știu, ai avut așa, fiind la grădiniță, că bănuiesc că ai fost la grădiniță, nu? Am fost la grădiniță, dar mă întreb de școală, de grădiniță mi-am mai multe. Îți amintești mai multe din grădiniță? Eu voiam să fac așa o trecere și să te întreb dacă părinții te-au pregătit din timpul grădiniței de momentul ăsta în care o să mergi la școală și dacă îți spuneau cum o să fie, dacă ți-au dat emoții prin poveștile lor. Nu mi-amintesc să-mi fi spus treaba asta. Mi-amintesc doar că sora mea, care era mai mare, era foarte entuziasmată și ea, fiind a doua mea mamă, cumva mă motiva și mă încuraja. Dar nu mai amintesc exact lucruri de atunci. Știu că ea m-a susținut foarte mult, știu că ea m-a ajutat la teme, m-a ajutat să învăț. Era, ți-am zis, mai mult maică-mea decât sora-mea, decât o prietenă. Dar ea a fost cea care m-a susținut la școală din totdeauna. Cu câte ani mare? Cu câte ani era mai mare decât tine? E mai mare decât tine? Cu 8 ani jumate. Cu 8 ani jumate, deci e o diferență considerabilă. Da, de asta zici tu așa că era. Dar spune-mi, făcea pe doamna învățătoare cu tine acasă? Îmi te rog frumos, caietele, să văd ce ai făcut astăzi la școală. Ți-ai făcut temele? Vino să te ascult. Dar exact pe tonul ăsta, știi? Și stătea lângă mine de multe ori să mă verifice. Deci a fost... Cel puțin școala generală pentru mine n-a fost tocmai mișto. Adică am fost într-un stres continuu. Da, trebuia să iau doar 10 pe linie. Am fost premiantă în clasa 1, am luat premiul 1 și în clasa 8 am mai luat premiul 1, în rest am luat doar premiul 2 și asta era o mare problemă la noi în familie, pentru că aveam câte una sau două medii de 9. Eu, dacă luam un 8, era panică supremă acasă. Deci ai fost sub presiune constantă să... Ca să nu ne... Nu, am fost ocilară, punct. Deci ai fost genul de copil tocilar. Dar printre atâta învățat și teme și note, ai avut timp să te distrezi, ai avut timp să te bucuri?
N-ai făcut nicio năzdrăvănie, nu știu, n-ai spart vreun geam din greșeală, n-ai spart vreun niciunică. Jucam foarte mult prin clasă, noi aveam clasa în laboratorul de biologie și erau doar vitrine cu diverse borcane, cu formol și cu animale în ele și cu insecte și toate nebuniile astea, iar noi în pauze ne jucam cu scaunele. Luam scaunele și le împingeam în clasă și făceam trenulețul prin clasă, înțelegi? Și la un moment dat am spart și un geam cu tot borcanul ăla de formol. Și a fost foarte nasol. I-a chemat pe e-mail la școală, vreau să-mi scadă nota la purtare, wow. Dar n-am făcut-o. Da, deci asta e ce mi-amintesc că am făcut în zdrăvănie în școală, singura, cea mai mare. Ne mai băteam foarte mult cu zăpadă în curtea școlii și săpunelile alea grave și știu că întârziam la oră și era o problemă. Am mâncat furnici la școală. Pe asta e ce? Asta e nouă, pe asta n-am mai auzit-o. Eram cu prietena mea Iulia și aveam și colega mea de bancă și aveam o fereastră prin care tot treceau niște furnici la un moment dat și ea mi-a zis, n-ai tupeu să mănânci o furnică? Și ea mi-a zis, ba da, am tupeu, cum să n-am tupeu? Și am luat furnica și am băgat-o în gură. Voiam doar să te întreb dacă pentru tine a fost un episod memorabil din viața de școală, să zic așa, momentul banchetului din clasa 8-a. La fiecare final de ciclu am fost extrem de emoționată și da, mi-amintesc banchetul din clasa 8-a, mi-amintesc perfect cum eram îmbrăcată, mi-amintesc unde l-am ținut, cum m-am distrat, cu cine m-am distrat. A fost mișto. Și mă gândesc cu groază la cei care anul ăsta au terminat liceul și școala generală și n-au avut parte de treaba asta. Mi se pare așa ca o... Nu știu, că ți-au furat un drept, știi? Da, da, da. Dar... Poate... Na, școala trebuie să meargă mai departe. Așa dar, dar ajungem și la discuția despre ce se întâmplă anul ăsta, ce s-a întâmplat anul ăsta și ce... cum o să continue școala mai departe, pentru că e un subiect sensibil și mi se pare important să vorbim despre asta, mai ales că și tu ai copii mici. Da. Unul dintre ei chiar începe școala și... Altul intră primul an la grădiniță. Nici nu vreau să mă gândesc. Am niște emoții când mă gândesc la asta. La Filip nu mi-e teamă, că știu că abia așteaptă, că e foarte încântat că o să fie ierman și că e băiat mare de școală și că e cu prietenii lui în aceeași clasă. Însă la Tudor, care intră acum la grădiniță și va avea nevoie de o adaptare pentru că nu a mai plecat de acasă până acum și ținând cont de toate normele de siguranță și așa, nu voi putea fi alături de el la fel cum am fost alături de Filip. Mi se rupe inima. Da, e complicat. Am încredere în el că e puternic și că o să se descurce și o să fie totul bine. Mm-hmm. Chiar mă gândeam la toți părinții care, practic, în momentul în care o să-și trimită copiii la școală sau la grădiniță, din momentul ăsta, din septembrie, o să stea toată ziua cu un nod în gât sau în stomac... Cine știe ce se poate întâmpla dacă există posibilitatea să aducă virusul copilul acasă și cine știe ce alte scenarii. Mai știi care e treaba asta cu virusul? Eu cred că trebuie să învățăm să trăim cu el cumva. Da, categoric ne protejăm, să ne luăm toate măsurile de siguranță, să ne ferim cât putem de mult, însă viața trebuie să meargă cumva mai departe. Copiii trebuie să facă școală. Dacă nu vom avea niște copii educați și dacă nu vom plusa pe partea asta de educație, nu ne văd bine ca societate, ca... Și atunci, da, trebuie să ne luăm toate măsurile de siguranță și trebuie să facă școală și să învețe lucruri. Da, exact. Frica mea nu este neapărat de virus. Da, categoric nu mi-aș dori ca copiii mei să se îmbolnăvească sau noi să ne îmbolnăvim sau așa. Problema la mine e partea emoțională, știi? Copilul meu de 3 ani merge într-un spațiu nou în care eu trebuie să-l las fără să pot să-i fac adaptarea ușoară. El poate să o ia pe asta ca fiind o trădare, un abandon, o nedreptate. Da, știi? Pentru că nu mai poți fi acolo cu el să vadă că e un loc safe. Nu am găsit metoda, nu știu exact cum o să fac treaba asta. Trebuie să fiu pusă în fața faptului împlinit și să văd ce o să simt în momentul ăla. Să iei din aproape în aproape.
Mă gândesc cu groază la faptul că vor purta viziere din acelea pe față toată ziua cu măști și să ții un copil iarăși repet de 3 ani cu astea pe față și să-l faci să înțeleagă că e pentru siguranța lui, mi se pare o muncă cumplită. Atât pentru noi părinții, cât și pentru educatoarele care vor trebui cumva să-i supravegheze 7 ore pe zi. Proiectul cadre didactice, vreau să te întreb dacă ții minte, dacă ți-a rămas în minte vreun profesor sau vreo profesoară sau vreun învățător sau orice cadru didactic care pe parcursul ciclului școlar te-a ghidat sau ți-a ajuns cumva la suflet sau te-a încurajat să visezi și să lupți pentru, nu știu, pentru talentul tău sau pentru visurile tale. Mi-aduc aminte foarte bine de profesoara de mea de muzică din clasa a 5-a, care m-a pus să prezint o serbare și mi-a spus că eu trebuie să mă fac actriță. A fost primul om care a văzut cumva chestia asta în mine. Eu, trăind într-un oraș mic de munte, nu aveam acces la teatru, nu aveam acces la cinematograf și toată lumea asta, eu, actriță, cum aș putea să fiu eu actriță? Adică nu vedeam drumul, știi? Nu știam cum pot ajunge acolo. M-am simțit foarte bine în pielea prezentatoarei. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut de mică să fiu în centru atenției și ea mi-a rămas cumva pe undeva aici în cap, că a fost primul om care mi-a spus treaba asta. Și dacă tot am vorbit de profesori, hai să vorbim și de materii. Ce ți-a plăcut cel mai tare să studiezi? Literatură. Da? Da, mi-a plăcut foarte mult. Mi-au plăcut foarte mult orele de română, de gramatică. Am fost și olimpică la literatură. Deci chiar avem de-a face cu o tocilară în toată regula. Eu te-am zis. Și altceva, nu știu, din zona artelor, desenul sau muzica? Sunt total pe lângă, și la desen și la muzică, pilaf total. Și cum ai ajuns, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că vrei să mergi pe treaba asta în facultate? Adică momentul în care ți-ai ales facultatea? Că vreau să fac actorie dintotdeauna, adică de când a fost pusă să aleg ce vreau să fac. Însă ți-am mai povestit, cred, despre faptul că părinții mei își doreau pentru mine o meserie sigură, o meserie de viitor, o meserie bănoasă și cumva actoria era pentru ei din același motiv pentru care ți-am zis și mai devreme, că noi eram într-un oraș mic și așa era ceva de neatins, știi? Și atunci, nu, mamă, tu te duci să faci aseu, să faci bani. Da, păi cumva orice părinte își dorește. Iar în momentul în care am ajuns în București la ASE, mi-am dat frâu liber și am muncit ca să dau la actorie. Am înțeles. Deci, practic, cumva ai pus pe primul loc dorința părinților și după aceea te-ai concentrat pe... Am început să merg foarte mult la teatru, să văd despre ce e vorba, să am prieteni din zona asta și atunci mi-a fost mai ușor. Mm-hmm. Bun, păi și hai să ajungem la liceu, că mi-ai zis mai devreme că acolo a fost de fapt aventura. Ce s-a întâmplat în liceu? Măi, la liceu, am făcut liceul Meșut din Brașov, care este recunoscut ca fiind Bastilia. Vai! Da, era un liceu destul de strict și de dur, în care se învăța foarte, foarte mult. Eu la matematică n-am fost bună niciodată. Și panica mea cea mai mare era să trec la mate. Asta, din care era prof de mate. Și asta era problema mea în liceu, matematică. Și ce să zic, în liceu am stat singură. De la 14 ani, de când am intrat la liceu, m-am mutat în Brașov singură și am făcut liceul singură. Fără că am fi aproape. Și cu toate astea am fost un copil bun, un copil care a învățat foarte mult și care nu ieșea în oraș. Adică eu de la liceu luam autobuzul 5 și mergeam acasă în Steagul, intram în casă, îmi puneam singură de mâncare, îmi făceam temele și a doua zi plecam din nou la școală. Ieșeam foarte rar cu colegii în parc cu rolele, câteva ore și cam asta era. Păi și tu ești așa elev conștiincios, ai fost până într-a 12-a? Da, chiar și într-a 12-a, doar că am mai început și eu să mai scot capul la suprafață. Bun, hai să te iau altfel.
cea mai tare aventură din timpul liceului? Balul bobocilor. Ce ai făcut la balul bobocilor? Am ieșit boboc. Deci nu pot să cred. Deci da. știi cât am fost de supărată că nu am ieșit Miss Boboc? Vai Doamne, ce amărât am fost! N-am fost! Ce treabă! Pe mine m-au convins cei care organizau balul bobocilor, care eram clasa 11-a atunci, să particip. Și am zis, why not? Mi se părea fun, știi? Mi se părea cunosc oameni noi, cunosc elevi mai mari ca mine. Mi se părea cool, mi se părea că am acces la o gașcă la care n-aș fi avut în mod normal. Și m-am dus și m-am distrat foarte tare și am fost surprinsă că am și ieșit Miss Boboc. Foarte tare! Ia și uite, Miss Majorat. Ce anume? Și Miss Majorat. Miss Majorat? Ce era asta? Balul dintre a 12. Era Miss Boboc și Miss Majorat. Vai, nu pot să cred. Da? Aoleu! Deci discutăm altfel, schimbăm foaia de acum. Glumesc. Noi la majorat, în clasa 12-a nu am avut concurs de Miss sau... Noi am avut doar o petrecere, bal, frumos, cu dans, cu tot ce trebuie. Deci eu nu știu ce să zic din școală generală și din liceu, pentru că nu m-am distrat foarte mult, adică... Să ajunge la facultate? Da. Bun, atunci povestește-mi niște aventuri din facultate. Ce să spun, nu, din facultate, toată facultatea de actorie unei ATC-ul este o aventură, adică de la un capăt la altul. Nu, chiar zilele trecute vorbeam cu o prietenă că cred că este cea mai frumoasă perioadă din viața mea și cea mai, adică frumoasă, toate etapele sunt frumoase, dar aia a fost cumva... Cred că e cea mai frumoasă facultate din lume, știi? Perioada aia de cursuri. E altfel, cunoști oamenii, lucrezi foarte mult cu emoțiile, cu interiorul, cu tot ce ești tu ca persoană, ca om. Te exprimi. Exact. Facultatea de actorie pentru mine a fost o plăcere, nu a fost o obligație, cum a fost școala generală, că trebuia acolo să mă duc și să învăț, să citesc, să fac temele, să fiu conștiințioasă, să răspund la ore și să iau note bune. Asta am făcut în general și în liceu. Când am ajuns la facultate, ăla a fost momentul meu în care eu am început să mă cunosc pe mine, în care să știu despre mine lucruri, în care să mă las liber, în care să simt, în care să fac ceea ce îmi place, știi? Dar realmente ceea ce îmi place, nu ceea ce trebuie sau ceea ce e ok pentru alții. Cum crezi că o să arate învățământul în stilul ăsta online? Crezi că copiii o să rămână pe bune cu ceva în cap? Crezi că pe bună o să învețe? Crezi că o să fie la fel de conștiincioși cum ar fi fost dacă erau la școală? O să aibă niște experiențe? Cred că o să lipsească în primul rând socializarea și interacțiunea cu alți copii, iar aia mie mi se pare esențială în dezvoltarea unui copil. Cât despre ce învață ei fizic, adică ce învață, cu ce informații rămân în cap, cu siguranță dacă știi cum să le prezinți, lucrurile vor rămâne. Pentru că nu cred că trebuie, adică eu de asta am mers cu copiii mei pe un sistem britanic, pentru că programa lor mi se pare cumva mult mai aproape de ceea ce îmi doresc eu de la ei, să învețe cumva să descopere lucrurile, știi? Nu știu ce să zic, o să vedem. Eu cred mult în sistemul britanic, cred mult în sistemul în care, în școala în care sunt, la care sunt copiii mei. Și chiar dacă vor face online, sunt sigură că ei vor rămâne cu lucruri foarte bune din asta. Clar, repet, le va lipsi interacțiunea cu alți copii și cu alți profesori și bonding-ul ăla de la școală, care mi se pare esențial. Dar astea sunt lucrurile pe care le trăim, trebuie să ne adaptăm cumva. Da, mă gândesc că doar, din păcate, nu știm cât o să dureze perioada asta în care trebuie să fim atât de... să-i protejăm atât de mult și să avem grijă la orice pas și mă întreb oare cum va arăta generația asta de copii care au trebuit să treacă prin perioada asta ciudată în care nu, școala nu e același lucru cu școala pe care o știm noi. Cred că vor fi niște copii mult mai pregătiți ca noi, care se vor adapta mult mai ușor, mult mai deschiși, mult mai flexibili. Și sunt sigură că orice chestie care vine, mai ales de o asemenea amploare, schimbă generații și cred că era nevoie de o schimbare la nivel mai subtil.
și sper să se întâmple. Adică cu siguranță se întâmplă.